Salutare și bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. În acest clip vom vorbi despre tacticile mele folosite în ultima lună. În ultima lună în care am reușit să fac 3 top 100, mai exact 29 cu 1, 29 cu 1 și 30-0, iar în ultimul weekend, link, adică cel care a trecut un 27 cu 3, în condiții relativ grele. Eram nedormit de 26 de ore, toate meciurile jucate pe zi, însă cu aceleași. Tactici. am reușit să fac și atunci a 27 cu 3. Un rezultat foarte bun, după părerea mea, având în vedere și matchmaking-ul și condițiile în care, în care am jucat. Hai să trecem direct la treabă și să vă arăt, să vă arăt tacticile. Formația pe care am folosit-o cel mai des este aceasta, un 4-4-2 clasic. Avem la uit 5, iar la depth 7. Posibil acum să mă întrebați de ce folosesc 7? Nu este cam am. Uh, ofensiv, cam agresiv, nu ești prins și așa mai departe. Păi motivul este simplu. Am zis-o de mai multe ori pe live-urile mele și acela este. În momentul în care adversarul te atacă pozițional, o să vedeți că fundașii voștri, efectiv toți fundașii, cei doi centrali și cei doi laterali, fac singuri upside trap, fără ca voi să apăsați să faceți upside trap, pur și simplu vă face, vă face fundașii singuri upside trap. Uh, și aveți posibilitatea de a recupera mingea foarte, foarte sus în momentul în care o pierdeți în jumătatea adversă. Puteți să faceți un pressing manual uh, agresiv și să recuperați mingea foarte, foarte repede. Pe ofensiv style avem 5, 4, 1, 1. Folosesc 1 și 1 pentru că la cornere dau pase aproape, după care încerc să intru în care o cu mingea și de acolo să finalizez la poartă. Nu prea centrez și nu am nevoie de oameni mulți în careu, iar dacă pierd mingea în momentul în care am corner, fac o greșeală și pierd mingea, vreau să am jucători în spate să pot să recuperez, să nu fiu prins pe contraatac. Instrucțiile sunt următoarele. Aici la, la atacanță o să vedeți că am ceva puțin diferit. Pe Mbappé am getting behind, iar pe Ronaldo am targetman. De ce am așa? Mbappé are foarte mare viteză uh, și mă ajută să pleci în spatele fundașilor ca să pot să dau pasa pe, pe Y sau triunghi. În schimb, pe Ronaldo am target man pentru că vreau să-mi stea uh, în fața fundașului, ca fundașul advers să fie în, spate, în spatele lui Ronaldo. Ronaldo fiind foarte, foarte, puternic poate proteja mingea. Și în momentul în care recuperezi mingea, uh, pot să dai pasă pe Ronaldo, care el o să fie puțin mai retras față de Mbappé, și în momentul în care ajunge mingea la Ronaldo, Mbappé o să facă singur plecarea pentru care are getting behind și atunci puteți să-i prindeți cu o pasă pe Y sau triunghi. Pe Benz n-am decât get into the box, ceva foarte, foarte basic. Pe ambii CM am stay back și cover center, ceva foarte basic. Și aici doar stay back, pe funda și lateral. Ce este de la această formație, la aceste tactici, de fapt, acest dept la 7 este, este riscant, este puțin riscant, pentru că, într-adevăr, dacă dați de un jucător care știe să dea foarte bine triunghiurile, dacă nu știți să folosiți switching-ul bine, spre foarte bine, s-ar putea să fiți prin și s-ar putea să nu vă placă aceste tactici. Repet, nu este o tactică pentru, pentru oricine. Vă recomand să încercați să vedeți cum vă descurcați. Însă dacă nu vă descurcați, nu dați vina pe mine. Fiecare, pur și simplu, tacticile merg la unii jucători, la alții nu. Ce am mai folosit este acest 4-2-3-1. Acest 4-2-3-1 îl folosesc de la FIFA 20. La FIFA 20 am jucat aproape tot anul cu aceste tactici. 5 cu 4 la defensiv, 5 cu 4, 1 cu 1. Aici am la fel ca la, ca la acel 4-4-2, iar aici este ceva foarte basic. Ce am diferit uh, la 4 2 3 1 o să vedeți imediat la instrucțiuni pe atacant am getting behind și come back in defense aici am come back in defense și free roam come back in defense și get into the box pe ambele benzi am ambele CDM-uri stay back și cover center aici este o mică schimbare la fundașii laterali am stay back și conservativ am așa pentru că această formație o folosesc în momentul în care conduc cu 1-0-2-0 și este minutul 70-80-60 și vreau să închid meciul, nu vreau să mai risc, iar adversarul este unul foarte bun sau este undeva la egalitate cu mine. Și folosesc această formație pentru a încerca să închid jocul. Cam astea au fost tacticile, astea le-am folosit în ultima lună, în care, repet, am reușit 3 de top 100 și un elit 1. Aceasta este echipa, ca să vă zic, puțin de fiecare jucător în parte. Ronaldo Inform, top, quadratul folosesc ca și CDM este... Așa și așa, pe atac este foarte bun, însă pe defensivă nu prea mi place pentru că este mereu un îl găsesc mereu în afara poziției. Nu prea îmi place poziționarea lui în momentul în care adversarul mă, mă atacă sau pierd mingea, îl găsesc foarte, foarte sus față de blank. Asta și pentru că are high cu medium pe la work rate-uri. Neymar este top, Mbappé top, urmează să dă, fac un upgrade. Blanc este foarte bun în a băga piciorul, în a, recuper, în a sta pe recuperare la pase, însă pe delay se simte ca un tractor, deci efectiv ca un tractor se simte. Rashford este foarte bun, îl folosesc în bandă, tavanier este com-si, com-sa, încă nu mi-am dat seama de el, dar îl folosesc pentru a lega Rashford, s-ar putea să vină aici un uh, Jau Cancelo. Walker, top, Varan, top și Mandy, top. Pop, gunoi. Cam asta a fost videoclipul pentru astăzi. Am rugămintea să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu și dacă nu sunteți abonați, să o faceți în acest moment. Iar noi ne revedem pe live-uri. Vă pup, o zi minunată! <trui>